He spent his entire life training to be the best. I am the protector of the deep. Atlantis has always had a king. Now I need something more. Aquaman, hai la cinema din 21 decembrie. Salut și bine v-am găsit la un episod din Hobot of Life. Astăzi vom continua cu joculețul ăsta. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episoadele anterioare și m-am antrenat puțin la joculeț. Am încercat să-l mai învăț cât de cât pentru a putea să mai filmez episoade. Nu uitați să apăsați butonașul de like în continuare dacă vă place și dacă mai vreți să mai facem și alte episoade. Îmi cer scuze pentru vocea mea, dar sunt răcit și în momentul în care ești răcit, ești și răgușit. Și bine, nu e neapărat, dar se întâmplă, așa că o să mai aici pe continuu și vom intra direct în acțiune, da? Am înțeles că s-a băgat ceva nou pe joc și anume acum mai nou poți să ai probleme cu poliția. Înainte polițiștii nu făceau absolut nimic. Acum poliția te poate fugări dacă te vede cumva că furi. Dacă cerșești pe stradă, nu se întâmplă absolut nimic, dar dacă furi, atunci vei avea ceva probleme cu domnii polițiști. Avem doar 24 de bănuți. Hai să încercăm să facem rost de niște bănuți de la oameni. Să vedem dacă e cineva care ar dori să ne dea ceva. Cred că asta nu se numește furat aici. Dacă te duci la chestii pe acolo, nu se numește furat. În schimb, nici asta n-ar trebui să se numească furat neapărat, pentru că cauți în gunoaie, corect? Deci, practic, nu furi, tehnic vorbind. Așa, că am găsit și pe acolo ceva. Hai, dă și mie un bănuț, te rog. Dă și mie un bănuț, te rog. Uite. Așa, strategy. Ia să vedem dacă... Ah, nu vrea să-mi dea. Nu vrea, mă, să-mi dea. Vine Crăciunul, frate, ar trebui să fii mai bun, să îmi dea și mie cineva ceva, dar nu vrea nimeni să-mi dea. Ah, ia să vedem, what miracles, begging. Yes. Ai, fii atent că mi-a dat un măr, nu, trei mere. Trei mere, frate. Poate mai dă ceva. Yes. No, am fost pe aproape. Am fost foarte, foarte aproape să mai primesc ceva. Get lost, mi-a zis ăla. Nu știu, hai să vedem dacă reușim pentru episodul ăsta să strângem peste, nu știu, 7000 de like-uri. Aș aprecia mult, mult de tot. Ia să vedem. Eu stau în stradă acum, nu prea e bine să stai în stradă. Begging. Yes. La perfecție, 20 de bănuți, mamă cât mi-a dat asta. Și dacă mai vreau, mai trebuie încă 10 aici, dar din păcate nu am. Hai să vedem dacă mai dă cineva. Doamne, dă și mie un ban, te rog. Hai că mai caut prin gunoaie dacă e de ceva. Asta ce e? Unfinished kebab. Un kebab neterminat. Dacă e vorba de... Vedeți că eu m-am mai antrenat, adică nu mai dau de răhăței de aia prin gunoaie, pentru că puteam să dau de răhăței, dar pentru că am mai jucat, acum nu mai dau de răhăței, sunt destul de ok. Și aici nu mai am posibilitatea să mai cer bani, din păcate. Asta e, cred că e biserica aia, te poți duce ocazional la ea. Acum am văzut mai nou pe hartă, mi-a apărut o chestie, vedeți? Chestia aia roșie încercuită, nu știu ce e. Dar bănuiesc că am putea să mergem acolo și să vedem. Stai așa să văd eu cum stau cu mâncarea și cu toate. Hai să băgăm noi ceva de mâncare. O să mănânc un Snickers, așa, și să mai băgăm un roll de ăsta, practic o bucată de pâine. Cred să o bag așa, am 72 la mâncare. La băutură nu prea am băut foarte mult. Strange drink, returnable bottle. Aș putea să beau alcool de sau, uite, cafea. Am băut niște cafea, mi-a dat niște energie. Ok, perfect. Hai să mergem mai departe. Și să văd dacă pot să vând sticlele alea folosite. Ia stai și să vedem dacă la magazinul ăsta merge să vând sticlele folosite. Returnable bottle. Thanks. Bun, am vândut una, am primit 2 bănuți. Nu e foarte mult, dar e ceva. Avem 53 de bănuți în momentul de față, adică trebuie să realizați faptul că o ducem destul de bine, aș spune. Bun, ce mai avem noi aici de cumpărat? Newspaper, quality smoke, guma de mestecat, cred că mă ajută. Cred, nu sunt sigur. Posibil să mă ajute guma de mestecat într-o oarecare măsură. Ia să vedem, aici am căutat deja. Deci dacă tu cauți în unele gunoaie, cred că durează o perioadă de timp până când poți să mai cauți din nou. Cred că asta e faza. Și iată-l pe domnul polițist aici. Sper să nu mă fugărească nebunul. Sper să nu mă fugărească, dar că acum mai nu te poate fugări. Și am văzut o poză pe Steam cu metoda prin care te fugărește și mi s-a părut destul de amuzantă. Așa, iată că am făcut rost și de o sticlă de vin. Cineva a aruncat o sticlă de vin întreagă. Habar n-am de ce. Mamă, câte chestii ai aici de cumpărat. Toilet paper deluxe. Bă, apropo de chestia asta, trebuie să mergem și la WC-ul. Hai să mergem noi la WC-ul. Cât am de mers la WC-ul? 30%. Deci nu, chiar nu trebuie să merg încă. Dar o să trebuiască la un moment dat. Bun. Am să mai beau și ceai în episodul de azi.
Pentru că mă ajută la voce, știi? Și, na. Bun, sir, do you order pancakes around here? Ok, that's my business, begging. Hai să vedem. Wow, exact pe aia am nimerit-o, ești nebun. New level 2 la begging. Thanks, po. Perfect, perfect. Pe măsură ce tu reușești să le faci mai bine, vei reuși să te descurci mai bine. Order. Just one shot, barter? Barter. A, uite, asta poți să cumperi de la bar. Dar nu mă interesează neapărat chestia asta. Bun, stai să văd ce e chestia asta, că mi-a apărut pe hartă și habar nu am ce e. Ha, ia să vedem. Ok, ce e asta? A piece of salami. Bucată de salam. Asta e destul de mare zona asta în care poți să explorezi și... am dat de un răhățel deja. În momentul în care dai de acei răhăței prin gunoaie, problema e că ți se murdăresc hainele și momentan... Vedeți că eu am haina asta care are 50% miros, asta are 0%, asta are 20%, dar pe măsură ce tu miroși mai urât, bineînțeles, lumea nu te va mai aprecia, nu mai dorește lumea să mai vorbească cu tine, logic, pentru că miroși urât, și atunci nu prea o să mai ai succes când ceri bani. Zici, bă, vreau și eu niște bani, nu știu ce, nu o să-ți dea nimeni nimic, așa că, da, poți să greșești de două ori, vedeți, acolo am greșit de două ori, cum ar veni. Dar îndată ce ai greșit a doua oară, recomandat este să nu mai încerci. Pentru că, na, da, e jos undeva acolo. Nu știu dacă aș, probabil că să-mi iau damage dacă încerc să sar de aici. Dați-vă și voi în ce condiții locuiesc cu oamenii ăștia. Adică e într-un fel, foarte, foarte trist, știi? Că sunt oameni în situația aceasta. Adică chiar există. Și noi acum cu acest joc cumva reușim să privim viața lor. Acum din păcate mi s-a dus stamina și nu prea mai pot să alerg. Sau am prea multe chestii la mine, ia să mănânc eu lămâia asta. Hai să beau și asta. Raging level 1. Ok, se pare că, nu știu, din ce punct de vedere, dar nu mai pot să alerg. E că e stamina care mi s-a dus. Ia stai să văd dacă mă așez. Se regenerează undeva vreo stamină ceva? Bă, tot nu pot să alerg. Cred că pur și simplu am prea multe chestii la mine. Remove. Da, am prea multe chestii la mine. Ați văzut? Aia era șmecheria. Fii atent că ai altă hartă aici. Se harta gunoaielor. Asta e zona gunoaielor aici. Și vedeți că e cineva aici jos care și-a făcut o casă. Ok, ia să vedem, să vorbim cu el. Hey there, dude. Ok, yeah, that's nice hotel. E hotel? Băi să fie. Măi să fie. What are you thinking? Is it any good? Ok. Măi să fie. Lifebringer, mi-a dat ceva de băut. Winter is coming. Vine iarna, lol, pe bune? Stai, bă, că nu mă gândeam la chestia asta. Trăiește aici. Ok. Asta îmi dă quest-uri. About the springs. Ok. Cred că asta mi-a dat quest-uri. Ia să mă uite pe asta. Da, da. Ia uite. Couch spring. Să-mi fac un pat. Diver. Talk to Mason about dumpster diving. Visit Drax to try to get some furniture. Să găsești niște canapele, ceva. Și petreceri. Petreceri? Asta mă interesează pe mine mai nou acum, petreceri. Mi-e interesat să fac rost de ceva bănuți, frate, să nu mor de foame. Found a hidden place. Aici pot să-mi fac baza. Vedeți? Mamă, ce cuvântul ăsta? Aoleo, a venit un vânt de mie frig mie acum. Deci m-a apucat frig în viața reală de cum aud vântul ăsta cum șuieră. Ok, hai să mai facem rost de ceva bănuți până când se termină ziua. Pentru că după aia o să trebuiască să ne facem rost de un loc în care să dormim. Cam tare sunetul la vânt. Aud eu? Da, era prea tare sunetul la vânt dat. Și mă surzea. Adică... Ok, hai să încercăm să mai facem rost de niște bonuți rapid. La perfecție, frate. Mi-a dat doar o viață o țigară, dar... Cred că țigările în jocul ăsta îți oferă... ceva gen când ești stresat. No, failure. N-a vrut să-mi dea. Dacă nu nimerești exact, nu vrea, frate, să-ți dea. Nu-ți dă nimic.
Deci cam asta este șmecheria. Bine, tu găsești chestii destul de bune prin gunoaie pe aici, din ce observați. Acum, există posibilitatea să dormi pe bancă, dacă vrei. Dar nu e o idee bună, pentru că unul la mână poate să-ți fure cineva chestiile. Și, în general, gândiți-vă să dormiți pe o bancă noaptea. Nu este o idee bună deloc. Și doi la mână, o să-ți fie foarte frig. Și dacă ți este foarte frig, când te trezești dimineața, s-ar putea să și mori de la frig. Așa că nu este o idee bună absolut deloc. Deci, aparent pot să caut prin gunoaie, fără ca poliția să zică absolut nimic. Am avut noroc aici, că n-am... Ia, domnule polițist, excuse me, can I ask you something? Could you spare a coin? Nu vreau să se dea nimic. Poliția nu dă absolut nimic, frate. Și poliția nu dă absolut nimic. Iar pe aici dacă iau bani, zice asta ceva? Nu zice asta nimic. Nu, doar dacă furi. Și nu am lockpick-uri ca să pot să fur. Ia stai să văd, pot să fac vreun lockpick? Pentru că tu poți să-ți craftezi chestii aici. Makeshift poncho, nu știu ce. Astea sunt chestii pe care să le poți construi. Bine, nu am materiale încă suficiente ca să pot să îmi fac eu acolo chestia asta. Makeshift poncho. No, nu am posibilitatea să fac lockpick-uri, din păcate, încă. Trebuie să mergem să ne găsim un loc de dormit. I like to purchase something. Ia să vedem. Asta cât costă? 70? Aba nu, cât e mult ăsta? 60. E tot, e destul de scump. Să-mi iește niște roluri de-astea. O să-mi iau vreo 7. Sneakers-ul ăsta e 20. Azi nu știu, de fapt îmi trebuie ceva de băut. Eu iau o doză de-asta de suc. Așa, perfect. Și cam asta e, adică... Ce asta? Coins. Am găsit bănuți în gunoi? 20 de... Cine aruncă 20 de bănuți în gunoi, frate? Cine aruncă bani la gunoi? Asta vreau eu să știu. Deci asta vreau eu să știu. Ia stai, mă, că la ăștia puteam să cumpăr loz în plic. Ia stai o secundă. Dar nu la ăsta. Nu știu cine... Îmi cumpăra cineva loz în plic să vând sticlele. Vindem sticlele. Era un magazin la care puteai să cumperi loz în plic. Și, trei gume. Și puteai să câștigi bani destul de buni. Adică, ia stai, iar mi s-a umplut, da, oh shit. Mi s-a umplut ăsta destul de tare. Electrical parts, nu știu ce am eu aici, ce nu-mi trebuie. Uite, asta o să mănânc o grămadă. Oh, your bowels are restless. Aoleu, 70% trebuie să mă duc la WC-ul. Trebuie să mă duc la WC-ul și singura baie pe care o știu e la benzinăria aia. Și da, e cam departe. Stai așa să văd. O să... Scrap food. You need to take... Oh, nu... Trebuie să mă duc la WC neapărat. Inestines is now in your pants. A făcut pe el ăsta sau ce? Bun, stai așa să arunc junk. Dai drop. Că nu mai pot să alerg din cauza că am prea multe chestii la mine. All textiles, electrical parts. Ok. Fugi la baie. You are freezing. Nu numai că așa, dar mai este și foarte, foarte frig. Cred că acolo e benzinăria, dacă nu mă înșel. Da. Perfect, hai că mai avem puțin până la baie. La baie acolo, ghiciți ce? Nu poți să te duci la baie fără bani. Ai nevoie de bani ca să te duci la baie. Deci, și din păcate nu mai pot să alerg foarte bine. Aoleo, nu mă mai ține. Repede, la baie. Dați-vă la o parte că trec. Toilet. Leave. Go away, please. Oh, nu! Nu mă lasă să mă la baie? Cred că din cauza că a făcut ăsta pe el. Oh, my God. Da, a făcut ăsta pe el. Mamă, frate. Bă, se întâmplă dacă nu... Am mâncat prea mult. I-am dat să mănânce prea mult. Doamne ferește. Am alte haine? Am haina asta. Și pantaloni? Nu am pantaloni. Ar trebui să mergem noi... Nu știu ce mi-arată harta asta așa acum. Că aveam o altă hartă. Mi-o arată așa acum. Da, trebuie să merg să-mi găsesc casa aia de caritate. Acolo pot să fac duș. Și nu numai duș, dar te poate și ajuta cu haine sau cu alte chestii pe care le mai ai tu nevoie. Park burglar. Poți să spargi case după asta. Este interesant, asta nu cred că era în joc până acum. Posibilitatea să spargi case noaptea, lol.
Ok, asta e interesant. Asta cu adevărat este, este chiar interesant. Mai știu pe unde aveam eu casa aia mea temporară. Nu, aveam o zonă pe aici pe unde puteam să dorm. N-aș vrea să dorm pe bancă. Dar nici nu pot să dorm oriunde, știi? Mi-arată aici un cerculeț, posibil să fie sus la etaj. Dar îmi trebuie să găsesc un loc unde să dorm. Cred că aici jos pot să dorm. Da, uite aici, aici aș putea să-mi fac o mică bază. Și hai să facem, uite așa, hai să punem niște chestii la ars. Punem electric parts, n-aș vrea, a makeshift couch. S-am încercat să fac ceva cu el, dar nu am reușit să fac mare lucru cu el. Am să pun chestiile pe care nu le folosesc. Să pun și niște mere, habar n-am, uite, o să ardă astea o perioadă. Ce pe să arde mai mult? Să mă încălzesc, frate, că îmi este foarte, foarte frig. Tarpă asta o să ardă și el o perioadă. Ia să vedem ce mai avem noi aici, ce putem să punem. Plastic bag? Și asta arde, da. Nu știu cât de bun e. E iurea că îți dă hainele pe care le ai pe tine, practic. Și nu aș vrea să le pun pe alea să ardă, dar... Na, oricum, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Hobo Tough Life, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, ci că vine iarna, așa că aș vrea să văd cum o să fie asta. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!